Sunt foarte fericit și, în primul rând, mulțumit de jocul prestat în seara aceasta. Cele trei puncte sunt foarte importante, dar mai mult mi-a plăcut foarte mult reacția jucătorilor. Întotdeauna au fost prezenți, întotdeauna câștigam mingea a doua, au fost agresivi. Cred eu că așa trebuie să arate echipa noastră, mai ales când joacă acasă. Mi-aș dori foarte mult să continuăm pe aceeași linie, să reușim să-i ținem pe toți la un nivel cât mai înalt, să nu avem parte de accidentări. Vom avea la următorul meci un jucător suspendat pe Crețu. În rest, sper ca toți jucătorii să fie apți și să reușim să intrăm în play-off și să câștigăm primele trei puncte din play-off. Așa să victorie consecutivă? Nu contează, asta e doar un număr. Cred eu că am discutat enorm de mult în momentul când am avut o perioadă mai dificilă și v-am explicat de multe ori că mi-a fost foarte greu să pot să-i motivez, să pot să alcătuiesc un prim 11, să cristalizăm un 11 competitiv, jucătorii să joace împreună de la meci la meci și să se cunoască mult mai bine. Am trecut peste această perioadă, avem această serie de jocuri, dar pentru mine nu contează numărul. Pentru mine contează ca de la meci la meci echipa noastră să fie mult mai puternică, mult mai unită. Ceea ce am văzut în seara aceasta, jucătorii încep să se cunoască, încep să simtă jocul și cred eu că ăsta este lucrul de care trebuie să ne bucurăm în momentul de față și să continuăm pe aceeași linie. Țincarul e favorabil, primul meci acasă cu Argeșul, după aia la Voluntari, urmează FCSB de pasare, CFR-ul acasă și ultimul meci cu Parma. Da, nu cred că mai contează, va trebui să jucăm cu fiecare echipă. Este important să începem bine, este foarte bine că jucăm primul meci acasă. Urmează două meciuri în deplasare, dar între aceste două meciuri știți foarte bine este pauza pentru echipa națională. Important este primul meci. Dacă reușim să ne câștigăm primul meci acasă, să începem acest play-off cu 3 puncte și cu un joc bun, cred eu că putem să continuăm pe aceeași linie. 4 puncte față de FCSB, 11 față de CFR. Nu, no, haideți să nu ne ducem prea departe. Obiectivul nostru a fost să intrăm în play-off de pe locul 3 și aici vorbesc numai de datorită faptului că am avut o perioadă nefastă, o perioadă unde am avut foarte mulți jucători accidentați, unde am avut foarte multe probleme de lot. O luăm pas cu pas, de la etapă la etapă. Avem un obiectiv pentru acest play-off, ne dorim să terminăm pe locul 2 sau cât mai aproape de locul 1. Este o diferență foarte mare față de cei de la CFR, dar noi ne jucăm șansa până la capăt și încercăm să ne câștigăm fiecare etapă în parte, iar în paralel ne concentrăm foarte mult pe Cupa României pentru că ne dorim să câștigăm acest trofeu. Crezi că se va termina războiul? Da, sper. Cred că toți oamenii din România sper acest lucru. Vedem foarte multe evenimente neplăcute, oameni care suferă enorm de mult, care își pierd casele, copiii, apropiații. Este o situație dificilă și cu toții cred că ne gândim, sperăm să la un moment dat să se termine. Mulțumim.